târguri de Constantin și Elena au fost organizate și la Muzeul Satului și Agronomie. Așteptăm cu sarmaluțe, cu pasat și cu cârnăcior, cu mamăliguță, cu plăcinte, cu ceapă verde și mărar. Vă așteptăm la Agronomie, la mâncare tradițională. Cu mare drag să veniți. Aici avem sărmăluțe cu păsat, aici avem iahnie de fasole, simplă sau cine dorește un cârnăcior de casă avem. Peste 1,7 milioane de români își serbează duminică onomastica de Sfinții Împărați Constantin și Elena.